și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să o dau fiecăruia. Dar tu, vechează, fii treaz ca nimeni să nu-ți ia lumea. Voi mai veni odată, cuvântul lui ne spune, voi mai veni la tine, făsarnică lume, dar nu mai urc pe cruce ca și un muritor, să-ți fac ție scăpare din veșnicul putor. O, nu, nu voi mai veni la ușa ta să-ți bat. De atâtea ori ți-am cerut loc și tot mai amânat. Cerul l-am părăsit și m-am făcut un slab al tău, ca din nou să te fac pe tine să fii și tu un fiu al lui Dumnezeu. Am venit ca să-ți dau pâine și semne și minuni mari ți-am arătat. Dar totuși când am fost pe cruce, tu fere și o sed mi-ai dat. Voi mai veni odată. Bucură-te, poporul meu, că locul ți l-am pregătit chiar sus în cer la Tatăl meu. Zorile deja s-au ivit. Tu rabde, poporul meu, căci numai cu tine voi fi de-acum până la sfârșit. Căci am venit din cerul de la Tatăl meu cel Sfânt ca să te fac pe tine să fii tu astăzi fericit. Am lăsat pe îngeri bucurie mare în cer și am venit în astă lume să sufăr margure. Am lăsat pe tronul meu cel strălucit și am venit în lume și m-a schimit. Picioarele mele au fost peronate, iar din trupul meu s-a vărsat mult sânge. Mâinile mele întinse pe cruce, sutașul în coastă, cu sulița mă împunge. Chinuit pe cruce și fiindu-mi sete, o ses și cu fer mi-a-l dat pe burete. Iar ca tapeteazma templului în două s-a rupt. Cerul ia mea jale în doliu s-a făcut. Chinul, dureri multe, răbdata am și pentru tine. Spune-mi tu, drag suflet, ce faci azi pentru mine? Mița ta viață nu vrea să mi-o dai? Să te duc odată cu mine sus în rai? O, va veni ziua odată, când și tu îi bate, să te lasă într-ina mea cetate, atunci eu cu mânie te voi alunga. Du-te acum, du-te acum de la mine, slugă mea, du-te în focul veșnic unde să muncești, cu toți acei oameni care nu se pocăiesc. Deci, suflete dragă, cât astăzi mai trăiești, grăbește la Domnul să te mântuiești. Amin.